Lăudați să fie Domnul! Iubiți frați și surori, aș dori să-mi exprim bucuria și teama de a fi împreună cu dumneavoastră în această conferință, în cadrul acestei conferințe. Bucuria de a ne vedea, de a ne întâlni și, bineînțeles, bucuria de a ne reîntâlni cu mulți dintre dumneavoastră. Teama de a aborda un subiect în fața multor slujitori cu mai multă experiență, mai duhovnicești decât sunt eu, mai testați, mai biruitori și mulți mai pregătiți să abordeze subiecte și teme teologice decât pot eu să fac lucrul acesta. Consider că este un har de a exprima câteva gânduri referitoare la integritatea slujitorului lui Dumnezeu. Înainte de a face lucrul acesta, doresc să vă salut în numele Bisericii Elim din Chicago, de asemenea din partea Uniunii Bisericilor Române Pentecostale din Statele Unite și Canada, conducerea Uniunii, în mod deosebit fratele Cornel Avram, președintele Uniunii, apoi din partea Consiliului Spiritual al Convenției Bisericilor Române Pentecostale din Statele Unite și Canada. Ne exprimăm mulțumirea față de conducerea cultului cu care, atât la nivel de biserică, la nivel de uniune, la nivel de convenție, avem o colaborare foarte frumoasă. Mulțumim fratelui Moise Ardelean, păstorul Bisericii Gloria și președintele cultului, care ne-a onorat cu prezența sa atât la conferința pastorală anuală a Uniunii, cât și la convenția care a avut loc de câteva săptămâni. De asemenea, aș dori să vă aduc salutări din partea bordului televiziunii Credo. Am avut un turneu și, de fapt, participarea la această conferință este încheierea unui turneu pe care l-am avut cu toată conducerea Credo TV, fratele Iacob Bergheanu și ceilalți frați din conducerea televiziunii. Mulțumim foarte mult comunității regionale Oradea, fratenelu, frate Liviu și ceilalți frați din conducerea comunității. Am avut un eveniment frumos de anvergură, excepțional organizat, cu o prezență masivă la sala sporturilor și credem că și lucrarea și misiunea aceasta a avut de câștigat prin promovarea ei, dar credem că Evanghelia și lucrarea Domnului pe care acești frați cum se străduiesc să o îndeplinească acolo unde i-a chemat Dumnezeu, a avut într-o măsură de câștigat prin unitatea care s-a creat în cadrul acestei comunități. De asemenea, aș dori să-mi exprim bucuria de a fi participat atât în luna iunie, cât și recent, de doar vreo 2-3 zile, la câteva sesiuni în cadrul Institutului Teologic Pentecostal din București. Vă salut și în numele conducerii Colegiului și Seminarului Biblic Sola Scriptura din Chicago, care este în parteneriat cu Institutul Teologic Pentecostal. Am dorit să vă spunem că suntem dedicați și hotărâți să mobilizăm întreaga comunitate română pentecostală din Statele Unite și Canada pentru susținerea institutului. Institutul ne este foarte drag, pentru că foarte mulți dintre slujitorii care sunt așezați de Domnul în slujbe în bisericile din Statele Unite, cel puțin, dar cred că din diaspora, sunt tributari și prin ei comunitățile noastre sunt tributare lucrării deosebite pe care a făcut-o această instituție de-a lungul anilor. Ne-am bucurat să fim împreună cu fratele Nelu Brie, să cunoaștem proiectele, să cunoaștem inițiativele de dezvoltare ale acestei instituții. Fratele Nelu va vizita în scurt timp Statele Unite, vom avea câteva întruniri pentru a organiza suportul și susținerea noastră pentru proiectele de viitor ale acestei instituții. M-am bucurat foarte mult de ceea ce am văzut la Institutul Teologic Pentecostal, lanț de rugăciune, rugăciune necurmată prin rotația studenților, rugăciuni înflăcărate. Am avut senzația că sunt într-o biserică foarte numeroasă, uneori în biserici numeroase nu sunt rugăciuni de intensitatea pe care am văzut-o la studenții de la Institutul Teologic. Ei sunt călăuziți și conduși
să îl slujească pe Dumnezeu cu scumpătate, să se pregătească să devină oamenii de viitor. M-am bucurat foarte mult și vreau să spun două vorbe și despre lucrul acesta. M-am bucurat să-l văd și pe fratele Sileroschi aseară. Am avut harul să am vârsta să-l prind pe fratele Sile în perioada în care era un om de mare viitor pentru cultul pentecostal. Și mă bucur să îl putem avea și într-un moment în care este un adevărat patriarh al cultului pentecostal și ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze. În lumina cuvântului pe care l-am ascultat aseară, aș vrea să vă spun că fratele Sile e un caz ideal. El este omul care n-a zgâlțit niciodată scaunul nimănui, dar și omul al cărui scaun n-a fost niciodată zgâlțit de nimeni. Lucrul ăsta este puțin mai rar în istoriile pastorale și mă rog ca Domnul să ne dea o asemenea experiență fiecăruia dintre noi. Nu e garantat că o vom avea, dar iată, se poate. Sper să nu fi uitat absolut niciun lucru pe care trebuia eu să-l menționez. Voi mai menționa și de seară, probabil, așa că am o rezervă deoparte. Oricum, mulțumesc foarte mult frate Moise și întreaga conducere a cultului pentecostal. Conducerea cultului pentecostal, și asta este iar un lucru foarte interesant, eu i-am văzut când mă uitam de jos în sus la ei, erau seminariști, erau oameni de viitor ai cultului. Fratele Moise ne cunoaștem de mai bine de 30 de ani, am întâlnit la o evangelizare în Sibiu, e aici fratele Iosif Tiră, la care a contribuit într-un mod decisiv la ridicarea mea într-un moment în care numai cineva care nu știa ce face promova un copil de 17 ani să predice la săptămâni de evangelizare. Vreau să vă spun că am un respect deosebit. Acum cu fratele Moise avem și o relație foarte apropiată de prietenie, o mare parte din familia lui imediat, copii, frați, surori, sunt în Biserica Elim din Chicago și ne bucurăm din toată inima să avem această legătură de apropiere. Iubiți frați și surori, aș dori să prezint un caz biblic. M-am gândit foarte mult la tema aceasta integrității și un pic am avut de furcă cu ideea de a vorbi puțin de dimensiunea morală a acestui subiect. Sunt deplin încredințat că am în fața mea oameni integri. Marea majoritate a dumneavoastră sunteți oameni care v-ați păstrat integritatea, v-ați păstrat neîntinați. Nu sunteți vinovați de păcate mari. Dar asta nu înseamnă că nu am fost, că nu suntem și că nu vom fi ispitiți și atacați de cel rău. Și să știți că securea este aruncată la rădăcina oricărui pom. Stăm sub incidența judecății și a unei evaluări foarte stricte. Fratele Moise vorbea de o exigență. E foarte adevărat. Oamenii lui Dumnezeu trebuie să fie foarte atenți pentru că judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu și în casa lui Dumnezeu judecata stă să înceapă undeva în zona umerilor, între umerii oamenilor lui Dumnezeu. Sabia aceasta este o sabie cu două tăișori, taie în toate direcțiile. Și problema integrității morale, așa cum s-a demonstrat de-a lungul ultimelor 10 de ani, este o problemă nevralgică. America este undeva în fața noastră în ceea ce privește trendurile. Au căzut oameni mari, de toate vârstele, de la care te-ai fi așteptat să sfârșească la fel de demn după cum au început. Există exemple și exemple negative și în mijlocul mișcării române pentecostale și în diaspora și în România de oameni de la care s-a așteptat foarte mult, oameni care au putut foarte mult, dar care s-au potignit, s-au împotmolit în această mlaștină a păcatului. Și în loc să devină mari speranțe pentru viitorul mișcării, pentecostale au devenit mari dezamăgiri. Vorbind despre integritatea slujitorului lui Dumnezeu, aș dori să folosim un caz biblic, și anume integritatea lui Iosif.
Iosif este un model de om încercat, atacat, ispitit, dar care iese biruitor din ispită. Să nu ne uităm neapărat la vârsta lui, deși este un factor important, pentru că eu aș întoarce lucrurile în felul următor. Majoritatea dintre noi suntem mai în vârstă decât era Iosif la vârsta la care el a fost atacat. Dacă el, tânăr fiind, fuși de poftele tinereții, există o intensitate mai mare a unor pofte la vârsta tinereții, dacă el a fost biruitor atunci, cu atât mai mult ar trebui să fim noi. Și vorbind despre Iosif, aș dori să urmărim din cuvântul lui Dumnezeu un pasaj biblic din Geneza 39, primele 20 de versete. Nu vă cer prea mult să ne ridicăm pentru câteva momente în picioare, să respectăm cuvântul lui Dumnezeu. Geneza 39, de la versetul 1. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean l-a cumpărat de la izmaeliții care îl aduseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și i-a zis, culcă-te cu mine. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce și să împreuneze cu ea. Într-o zi când intrase în casă ca să-și facă lucrul și când nu era acolo niciunul din oamenii casei, ea l-a apucat de haină zicând, culcă-te cu mine. El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Când a văzut ea că îi lăsase haina în mână și fugise afară, a chemat oamenii din casă și le-a zis, vedeți, ne-a dus un evreu ca să-și bată joc de noi. Omul acesta a venit la mine ca să se culce cu mine, dar eu am țipat în gura mare. Și când a văzut că ridic glasul și stric, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. Și a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă stăpânul lui. Atunci a vorbit astfel, robul acela evreu pe care ni l-ai adus a venit la mine ca să-și bată joc de mine. Și cum am ridicat glasul și am țipat și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. După ce a auzit cuvintele nevestei sale care zicea, iată ce mi-a făcut robul tău, stăpânul lui Iosif s-a mâniat foarte tare. A luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul unde erau închiși întemnițații împăratului. Și astfel Iosif a stat acolo în temniță. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Iubiții mei, pentru că nimic nu ne poate lumina mai mult în dorința noastră de a ne păstra integritatea, de a ne duce în primul rând mântuirea și slujirea până la capăt, decât cuvântul lui Dumnezeu și profilele sau modelele biblice pe care le avem și din care suntem chemați să învățăm, vorbind în această dimineață despre profilul biblic al integrității lui Iosif, aș dori să observăm contextul în care este testată integritatea lui Iosif. Și în primul rând am anticipat, Iosif este foarte, foarte tânăr. Este un om foarte tânăr. Și în locul acesta sunt mulți tineri și ne bucurăm de fiecare dintre ei. Sunt oameni la vârste critice. Să știți că vârstele critice în slujire și în mântuire sunt vârsta tinereții și apoi jumătatea vârstei și apoi vârsta la care încercăm să căutăm o nouă relevanță. O nouă relevanță. Sunt momente de închietură a slujirii noastre.
Știți, cuvântul lui Dumnezeu spune că atunci când la întâmplare un arcaș a trimis o săgeată, l-a lovit pe Ahab undeva la închieturile platoșei. Este niște locuri vulnerabile. Și există pericolul, noi spunem întâmplare, în realitate, să fie o săgeată condusă de cel rău exact către locul acela vulnerabil. Un loc vulnerabil, o mică deschizătură în armura noastră, care poate apărea la vârsta tinereții, care poate apărea la jumătatea vieții, care poate apărea la apusul vieții, ne-ar putea fi fatală. Deschizătura în armătura lui Iosif este că el era tânăr. La noi poate fi acel moment de la jumătatea vieții, când ne uităm la ceea ce a fost, ne uităm la ceea ce urmează, ne uităm în jurul nostru, ni se pare că nu mai suntem chiar așa de respectați, ni se pare că nu mai suntem chiar așa de relevanți, ne uităm și vedem alți mângi care nechează și vin din urmă și realizează mai mult decât noi și sunt mai populari decât noi și ne căutăm undeva o breșă, undeva o nișă a relevanței noastre. Și să știți că diavolul este imediat interesat să vină cu o tarabă care să ne dea un plus de energie, un plus de relevanță. Ispita lui Iosif sau ispitirea lui Iosif poate să însemne foarte multe lucruri pentru foarte mulți oameni. Foarte tânăr, apoi urât și vândut de frații săi. Nu este ușor să fii urât de ai tăi, să ajungi să fii urât în casa ta, să ți se pare că cei de lângă tine nu te iubesc, te sapă. Pentru Iosif a fost un context extrem de greu, de dificil. El putea să acumuleze multă frustrare și multă nemulțumire în el. Știți ce face unul mai mic și mai slab atunci când este urât și, auziți, și vândut? Își răzbună și el lucrurile un pic. Am văzut foarte mulți tineri care se răzbună pe părinți, care se răzbună pe biserică, chiar, Doamne iartă-ne, slujitor care se răzbună pe slujbă pentru că a venit diavolul cu multe frustrări și nemulțumiri în sufletul lor. De ce spune cuvântul lui Dumnezeu că răzbunarea este a Domnului? Iosif, în loc să se răzbune pe viață, se răzbune pe integritatea lui, se răzbune pe ce a apucat, el și-a păstrat integritatea. Știți de ce? Singurul care are dreptul să se răzbune este Dumnezeu, pentru că omul atunci când se răzbună, el nu se răzbună pe alții, în primul rând se răzbună pe sine însuși. Ca să te răzbuni pe altul, trebuie să te nenorocești mai întâi pe tine. De aceea noi nu suntem competenți să administrăm răzbunarea. Și nici nu trebuie să încercăm. Răzbunarea este a Domnului. Apoi, cât pe ce să-și piardă viața? Ajunge într-o groapă, până s-au hotărât frații lui ce să facă cu el. Unii au încercat să-l scape, altul a zis, hai să-l vindem ca să nu-l omorâm. Vă dați seama în ce situație a ajuns? Departe de tatăl său, care îl iubea, al cărui favorit era. Ajunge dintr-o dată într-un mediu ostil între frații lui și apoi într-o lume străină și ostilă, rob printre străini, de la statutul de fiu preiubit al tatălui, la statutul de rob disprețuit, asupra căruia altul are drept de viață și de moarte. Revelații cu șanse de împlinire compromise. Omul acesta a avut niște revelații foarte mari. Dumnezeu i-a vorbit, Dumnezeu i-a arătat, Dumnezeu i-a descoperit niște lucruri mărețe. Unde sunt toate cele descoperiri acum? Unde sunt toate cele revelații acum? Vă dați seama ce îndoieli extraordinare trebuie să se fi luptat cu sufletul lui Iosif? Pentru că, vedeți, ispita vine în gradație asupra omului. Înainte ca să întindă mâna, să pună mâna pe fructul oprit, apare acea întrebare, oare? Oare? Să știți că și Ioan Botezătorul, cel mai mare bărbat născut din femeie, spunea fratele Moise că niciunul dintre noi nu are o integritate desăvârșită. Vă dați seama, cel pe care Domnul Iisus Hristos îl califică sau căruia îi dă un calificativ atât de înalt, omul acesta ajunge și el în închisoare să se întrebe, oare tu ești acela sau să așteptăm pe altul? De ce? Pentru că acolo în închisoare revelațiile par intrate într-un unghi închis, fără șansă de împlinire. Într-o țară păgână cu un stil de viață diferit și valori diferite. Valorile le-am pus intenționat între ghilimelele de rigoare. Dragii mei, lumea în care noi trăim și în care noi slujim astăzi
Este într-un proces accelerat de păgânizare. Valorile fără ghilimele sunt înlocuite cu valori între ghilimele. Integritatea a ajuns să fie calificată ca lipsă de bun simț, a fost calificată ca ură, răutate, radicalism, îngustime, lipsă de cultură. Într-o țară păgână cu un stil de viață diferit și valori diferite. Vreau să mergem în trei cercuri concentrice, observând integritatea lui Iosif, și ne vizează toate trei. Mai întâi vom vorbi despre integritatea profesională a lui Iosif, adică ceea ce vedem, cercul exterior. Noi suntem slujitori, păstori, prezbiteri, diaconi. Și oamenii văd prima dată această dimensiune profesională a slujirii noastre. Felul în care organizăm lucrurile în zona noastră de autoritate și de responsabilitate. Felul în care ne aducem la îndeplinire responsabilitățile. Zona profesională, dimensiunea profesională. Și să nu luăm cuvântul profesional într-un sens de carierism și așa mai departe, nu. Zona aceasta profesională se referă la activitatea noastră în slujire, la ce facem noi în fiecare zi. Pentru că ce facem? Scriem, gândim, proiectăm, inițiem faza de concepție a lucrării pe care trebuie să o facem, inițiativele pe care le luăm, modul în care punem la un loc o echipă de slujire, modul în care aducem un proiect la îndeplinire. Este integritatea aceasta profesională, ea nu trebuie neglijată, dar acesta este cercul exterior care sare oamenilor în ochi. Este ceea ce văd oamenii. Știți că mai întâi vine ce este firesc și pe urmă ce este duhovnicesc. S-ar putea ca oamenii să nu știe câte ore te rogi tu, să nu știe câte ore citești tu Scriptura, să nu vadă ce gândești tu. De multe ori noi, care suntem oamenii lui Dumnezeu, zis, nu știm ce gândesc alții, de unde să știe alții ce gândim sau cum gândim noi. Dimensiunile celelalte se văd un pic mai târziu, dar ceea ce izbește mai întâi privirile este integritatea profesională. Acolo se văd devierile care apar undeva mai la nucleu, mai la centrul lucrurilor. Acolo se pot manifesta. Și vă rog să observați dimensiunea profesională sau, atenție, pentru că vorbim de niște oameni ai lui Dumnezeu, succesul ca binecuvântare. Succesul ca binecuvântare. Trăim într-o lume obsedată de succes. Dacă vă duceți în ziua de astăzi la seminarii pastorale, unde în cursuri de leadership, 7 puncte ale succesului. Cum să ai succes în creșterea bisericii locale? Cum să ai succes în a-i motiva pe oameni să facă una sau alta? Și iertați-mă, vreau să vă spun, am participat la unele dintre ele și eu, un lucru interesante, nu zic că nu-s demne de urmat, însă noi ar trebui să tindem spre mai mult. Să știți că există o zonă a succesului prea puțin explorată de lumea seculară, poate deloc explorată, și de multe ori neglijată de oamenii lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că ne place succesul pe scurtătură. Să știți că există un succes al drumului scurt și există un succes al drumului drept. Întotdeauna succesul pe scurtătură implică compromisuri. Scurtătura în sine este un compromis. Succesul pe care dreaptă înseamnă integritate profesională. Și eu aș vrea să ne uităm la succesul lui Iosif în această dimineață, dar la succesul lui ca binecuvântare. Succesul însemnând rezultatul slujirii, al activității lui, biruințele pe care îi le dă Dumnezeu, lucrurile bune pe care le realizează Iosif, dar datorită faptului că el este învăluit, este sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Mai întâi, capacitarea binecuvântării în textul citit, pentru că vom umbla pe text. Toate îi mergeau bine ori de ce se apuca. Frumos, nu-i așa?
Care dintre noi n-am vrea să spună într-o zi cineva despre noi? Domnule, omul ăsta, toate lucrurile de care se apucă îi merg bine. Toate îi merg bine. Capacitarea binecuvântării. Aici vreau să subliniez un lucru. Iosif n-a apucat să meargă la cine știe ce școli, care să-l învețe management sau administration skills, calități de administrare, de isprăvnicie. N-a făcut o școală de relații interpersonale să știe cum să-i abordeze pe cei din jur, cum să-i motiveze, cum să-i șefească, cum să-i conducă. Nu! Ce s-a întâmplat cu Iosif? A crescut meteoric, pur și simplu. S-a ridicat dintr-o dată la cel mai înalt nivel, pe cea mai înaltă treaptă profesională în casa lui Potifar, fără nicio pregătire, fără să fi mers la școli înalte. Să nu mă înțelegeți greșit, iubesc școlile și cine nu pune transpirație în pregătire să nu se aștepte la inspirație în lipsă de hărnicie, ca să nu-i spun mai rău. Omul trebuie să fie harnic, să se pregătească. Dar atenție! Succesul acesta ca binecuvântare, și când vorbim de capacitarea binecuvântării, este urmat de confirmarea binecuvântării. Ascultați, stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el. Când oamenii se uită la succesul tău, că ești capacitat, că ai o capacitate deosebită, concluzia finală trebuie să fie, măi, e adevărat că a făcut școală, dar parcă ceva aici este altfel, aici nu-i, asta nu-i școala. Asta e o înțelepciune superioară, asta e un dar mai înalt. Domnul este cu el. Asta este confirmarea binecuvântării. Nu prin tatăl său, nu prin frații săi care nici n-aveau habar de asemenea lucruri, nu prin oamenii care ne iubesc, care ne susțin, ci uneori chiar prin inamicii noștri. Prin oamenii care capitulează, ridică mâinile înfrânți și spun, Domnul e cu el. Domnul e cu el. Aici nu mai este vorba nici de experiența lui, nu mai să pună ea 30-40 de ani de slujire, aici e altceva. Aici nu mai contează dacă ai 15 ani sau 70 de ani. Succesul ca binecuvântare este confirmat de multe ori chiar de oamenii care ar avea tot interesul să spună despre tine că nu ești omul lui Dumnezeu, că nu ești capabil, că nu faci lucrurile așa cum trebuie. N-au decât să înghită în sec și să spună, uite domnule că ai ieșit la capăt și aici. Nu contează câte piedici au stat în cale. Nu contează cu câte handicapuri a pornit în proiectul acesta. Un om normal, oricât de pregătit ar fi fost, nu putea să sară peste aceste obstacole, nu putea să treacă peste ele, nu putea să învingă aceste bariere, dacă nu era Dumnezeu cu el. Ăsta este succesul ca binecuvântare. Capacitarea binecuvântării, confirmarea binecuvântării și apoi caracterul binecuvântării. Domnul a binecuvântat casa egipteanului. Știți ce înseamnă asta? Asta ne vorbește de felul de a fi al binecuvântării lui Dumnezeu. Noi suntem foarte atenți atunci când administrăm anumite lucruri să fim foarte judicioși și foarte bine, să le administrăm într-un mod extrem de bine îngrădit ca să nu sară peste, să nu se risipească nimic. Știți care e caracterul binecuvântării lui Dumnezeu? Când Dumnezeu o revarsă din belșug și stropii binecuvântării ajung pe toată strada bisericii. Toată strada e binecuvântată din cauza că e biserica acolo. Vecinii tăi sunt binecuvântați că tu locuiești acolo. Colegii tăi de muncă, compania pentru care lucrează cineva e binecuvântată pentru că un sfânt este acolo, pentru că un neprihănit, pentru că un om integru este acolo. Domnul a binecuvântat toată casa egipteanului, pentru că în casa egipteanului era un om binecuvântat. Să știți că ăsta este și un test personal al binecuvântării. Știți ce a spus Domnului Avram? Te voi binecuvânta
și vei fi o binecuvântare. Un om binecuvântat este un om care pe ce pune mâna devine binecuvântat. Oamenii care intră în raza strălucirii neprihănirii lui sunt binecuvântați. Vedeți, Domnul Iisus Hristos, ce repede au învățat oamenii să ne atingem de El, să fim acolo unde este El. Unde era Domnul Iisus Hristos, pe unde trecea Domnul Iisus, trecea binecuvântarea lui Dumnezeu. De aceea El a spus, Domnul m-a uns ca să aduc vești bune. De unde era Domnul Iisus Hristos, plecau vești extraordinare. S-a mai vindecat unul. S-a mai mântuit unul. S-a mai transformat un vameș. A mai fost eliberată o femeie de 7 duhuri necurate. Și cuvântul Domnului spune că atât de departe a ajuns acest principiu, încât atunci când apostolii mergeau pe stradă, umbra lor trecea peste oamenii bolnavi, apăsați de tot felul de suferințe și erau vindecați. Doamne Dumnezeule, fă-ne o binecuvântare! Dimensiunea profesională, capacitarea binecuvântării, toate mergeau bine, ori de ce se apuca, confirmarea binecuvântării, stăpânul i-a văzut că Domnul era cu el, caracterul binecuvântării, Domnul a binecuvântat casa egipteanului. Acolo unde este omul lui Dumnezeu, binecuvântat de Dumnezeu, trebuie să se vadă că e prezent Dumnezeu prin binecuvântarea sa. Acum, în spatele acestei integrități profesionale trebuie să stea integritatea morală. Scumpii mei, printre cei mai mari oameni, și nu mă refer numai în lumea creștină, în companiile cele mai mari din America au căzut capete, încă așa cum este de compromisă moral America, într-o poziție foarte înaltă, dacă se aude că ți-ai înșelat nevasta, că ai o amantă, că lucrurile astea deja îi afectează negativ în poziția aceea, chiar și pe oamenii din lume. Încă, și mă rog încă ăsta să mai îl împingem câțiva ani încolo, încă și în lumea seculară, și în lumea afacerilor, un om care se compromite moral, se compromite și profesional. Și aș vrea să vă spun că toate realizările, toate binecuvântările pe care Dumnezeu le-a așezat în viața lui Iosif, că diavolul n-a putut să-l compromită profesional. Să nu credeți că n-a avut competiții. Au fost alți robi din alte părți, au fost oameni probabil cu o statură mai impunătoare. Au fost acolo oameni probabil mai pregătiți, mai cu experiență. Au fost oameni pe lângă care Iosif a trebuit să treacă în ascensiunea lui, către a fi cel mai mare din casa aceea. Diavolul n-a reușit să-l oprească. Și atunci când lucrurile pe care pui mâna se transformă în aur, și nu mă refer din punct de vedere literal, mă refer spiritual. Când toate lucrurile de care te apuci îți merg bine și Dumnezeu lasă binecuvântare, sufletele se mântuiesc, bolnavii sunt vindecați, biserica este maturizată și crescută în credință, diavolul intră puțin mai adânc. Dacă te poate compromite moral, și compromiterea morală eu nu o văd doar în sensul moralității care ține de relația, de fidelitatea în familie. Compromiterea aceasta etică și morală, poate că ar trebui să-i spunem etico-morală, înseamnă multe alte lucruri. Eu am băgat-o într-o singură categorie ca să ne fie mai ușor. Dar în cazul lui Iosif, i s-a compromis fecioria, chiar titlul este fecioria lui Iosif. Haideți să vedem ispita și cârligele ei, pentru ca să le identificăm. Noi nu suntem în necunoștință de planurile celui rău. Prima dată vorbim de nevasta lui Potifar, agentul ispitei. Există întotdeauna un agent al ispitei, o persoană care îți taie calea. Și trebuie să fii foarte atent și să nu zici, vai, ce frumoase cuvinte a avut sora de spus de apreciere la adresa predicii mele.
Este uiți să vezi, este o apreciere sinceră, este o încurajare, este o persoană care chiar se roagă pentru tine sau este un agent al ispitei. Ispita poate să îmbrace mai multe forme, mai ales la păstori, și această dimensiune morală a purității poate să îmbrace o formă de elevare a personalității, putere, poate să însemne posesiuni, lăcomie, multe lucruri. Dar mai devreme sau mai târziu apare un agent al ispitei. În cazul acesta, nevasta lui Potifar. Și vreau să observăm că ea este nu numai instrumentul ispitei, ci întruchiparea ispitei. Poți să spui nevasta lui Potifar egal ispita. Realitatea ispitei a pus ochii pe Iosif. Ispita e la fel de reală ca și tine. Ispita are ochi. Și vreau să spun un lucru. Știți care e chestia cu ispita asta? Ispita asta este ca o torpilă teleghidată. Te fixează în radarul ei, pune ochii pe tine și te urmărește până te distruge. A pus ochii pe Iosif. Să n-ai impresia că dacă ai scăpat azi, s-a terminat. Să n-ai impresia că dacă ai fugit repede azi, mâine poți să stai pe loc. A pus ochii pe, l-a fixat. Știți că sunt torpilele acestea teleghidate. N-ai cum să scapi. Poți să fii un aviator extraordinar, poți să fii un pilot de excepție. Să știi să faci piruiete cu avionul. Torpila e cu ochii după tine și te urmărește. Zice că sunt săgețile arzătoare ale celui rău. Acum, în înțelesul vremurilor acelora, era o săgeată care avea undeva foc, că nu numai că se înfigea, dar te și ardea. Eu pe undeva văd o săgeată aceasta ca o torpilă propulsată, care fuge foarte tare după tine, te fixează și te urmărește până când îți explodează în piept. Și Biblia spune, cine poate să ia foc în sân fără să ardă? Realitatea ispitei, apoi intensitatea ispitei, îi vorbea în toate zilele. Știți cum este asta cu picătura chinezească? În prima zi te dezgustă, în a doua zi te deranjează, în a treia zi te interesează, în a patra zi te fascinează, în a cincea zi. Și uite așa, încetul, zdrobește tot acel zid al rezistenței spirituale. Pentru că nu se lasă. E din ce în ce mai intensă, produce o căldură din ce în ce mai mare și stopește armătura, dacă nu e armătura lui Dumnezeu. Și dacă stai prea aproape. Intensitatea ispitei. Și apoi, oportunitatea ispitei. Ispita stă la colț și așteaptă momentul. Când nu era acolo niciunul din oamenii casei, a găsit momentul propice. Când nu e nimeni la biserică. Au plecat toți. Atunci când te uiți în stânga și în dreapta, și nu vede nimeni nimic. Aici vreau să fac o paranteză. Eu eram odată la geamul dormitorului meu și de acolo vedeam trotuarul de pe stradă și într-o zi am văzut un domn foarte bine aranjat, pardesiu frumos, era așa mai spre toamnă, cu o geantă de om deștept și mergea grăbit, cred că să fi fost vreun avocat, să fi fost, nu știu ce era. Dar mergea întins, ăsta mergea ca un om care știe unde să duce și ce are de făcut. Și oamenii care merg întins sunt foarte predispuși să dea cu piciorul în ceva. Înainte de a merge întins, trebuie să mergi atent. Uneori mersul întins în detrimentul vegherii și atenției, de-aia cuvântul Domnului spune alerg cu stăruință, dar și cu veghere. Adică să te uiți, să se uite ochii pe unde umblă picioarele, ca să-ți umble picioarele pe unde îți umblă gura. Trebuie să-ți umble ochii pe unde îți umblă picioarele. Ei, ăsta a venit și a dat într-o bordură, de fapt se ridicase un dreptunghi din ăla de asfalt mai sus, și cât era de lung și de bine îmbrăcat, s-a dus pe burtă.
Am rămas șocat, l-am văzut întins, i-am măsurat lungimea, cât de lung. S-a ridicat repede și a luat. Primul lucru s-a uitat să vadă de ce a căzut. Și pe urmă s-a uitat în stânga și în dreapta să vadă cine râde de el, dacă l-a văzut cineva. A uitat să se uite în sus la balconul meu, la geamul meu, de unde eu mă uitam și mă luptam din răsputeri să nu râd. Aveam o vinovăție păcătoasă, așa că mă gândeam, zic, mă, dacă râd de necazul omului, nu sunt chiar așa duhovnicesc. Dar era de râs. Vedeți, întotdeauna ne uităm în stânga și în dreapta. E cineva, vede cineva, uitând că sus e unul care vede tot, știe tot. Oportunitatea ispitei, că nu era acolo niciunul din oamenii casei, am văzut. Nevasta lui Potifar, agentul ispitei. Haideți să vedem pe Iosif atracția. Ispita este foarte atrasă, are ținte. Și slujitorii lui Dumnezeu sunt țintele cele mai apreciate de ispită. Ispita are niște favoriți. E atrasă special de niște oameni pe care dacă poate să-i dărâme, și-a îndeplinit scopul. Și Iosif, și datorită aspectelor profetice, care le vom atinge puțin mai târziu, Iosif devine atracția ispitei. Vulnerabilitatea lui Iosif, să știți că sunt niște cârligi în noi, vorbeam de ispită și de cârligele ei. Vulnerabilitatea lui Iosif, frumos la statură și plăcut la chip. Tuturora ne place să ne facem plăcuți la chip și să fim frumoși la statură. De aceea, în jurul vârstei de 40-50 de ani, ce n-am făcut la tinerețe, începem să facem la bătrânețe. Apar frizuri noi, apare păr pe aici, păr pe acolo, mă rog, aranjamente, permutări fizionomice. Stai și te întrebi, ce cu cosmetica asta? Care este rostul? Dacă n-a făcut-o la tinerețe, ce s-a întâmplat la 50 de ani? Păi, simplu. Își creează omul propria lui vulnerabilitate. Frumos la statură și plăcut la chip. Eu cred că trebuie să fim oameni îngrijiți, dar nu trebuie să fim oameni obsedați de felul cum arătăm. Și toată lumea l-a cunoscut pe fratele, marele predicator, într-un fel, timp de 30 de ani a predicat Evanghelia, dintr-o dată zice, ăsta e. Că au apărut noi dimensiuni ale frumuseții la statură și plăcutului la chip. Îmbrățișează un stil de modă, îmbrățișează așa. Vulnerabilitatea lui Iosif este asta. Apoi, activitatea lui Iosif. Să știți că ispita merge acolo unde îți desfășori tu activitatea, te urmărește pe traiectoria ta. Intrase în casă ca să-și facă lucrul. Ispita niciodată nu-ți dă întâlnire. Ispita umblă după tine. Și te așteaptă și ți iese în cale, uneori în mod neprevăzut, acolo unde tu îți îndeplinești activitatea. Uneori este așa de obraznică, vine Domnule la amvon. Să știți că la ispită nu e frică nici de versete biblice, nici de amvon. Atâta nu e frică, Satana când l-a ispitit pe Domnul Iisus Hristos în pustie, știți ce a făcut? A recitat Scriptura. Și eu am zis, Doamne, cum e posibil? Că sunt anumite lucruri pe care nu le putem pricepe, pe care Dumnezeu le-a lăsat în Scriptură, tocmai ca să fie o provocare pentru noi să înțelegem cât de vulnerabil suntem fără Dumnezeu și cât de mult depindem de El. Păi cum e posibil să ducă Satana în cer la sfatul lui Dumnezeu și să se lege de Dumnezeu că din cauza binecuvântărilor Iov îl slujește și să facă și târg cu Dumnezeu, să-L provoace pe Dumnezeu în a face un târg. Cum e posibil ca Satana să-L ia pe Domnul să-L suie pe strașina templului și pe urmă să-L ia să-L ducă pe un munte înalt? Și să mai și citeze din Scriptură, că eu am zis, măi, trebuia să-L trăznească acolo pe loc când a, și-a permis El să rostească Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Dragii mei, ispitei nu este frică să citeze Scripturile. Și de foarte multe ori am văzut combinația asta letală între lugu, lugu și Doamne, Doamne, lugu, lugu și Doamne, Doamne. Sunt oameni, era un, acum vorbesc cu
frați slujitori, nu ne permitem. Un păstor din America, s-a scris despre el în ziar, avea program de păcătuit cu secretara în primele zile ale săptămânii. În ultimile zile ale săptămânii era abstinent pentru că trebuia să se roage să-l ierte Dumnezeu ca duminică să se ducă să slujească biserica. Aproape că își punea păcatul în calendar. De aceea cuvântul lui Dumnezeu nu-i spune ispite, ispite-o, nu mai pronunța cuvintele sfinte. Și ce spune? Cine rostește cuvântul lui Dumnezeu să se depărteze de fără de lege. Activitatea lui Iosif să dea impresia că ispita spune, bă, stai păstor, e restricție. Păi i-a dat voie Dumnezeu să se ducă ispita până pe pielea lui Iov. Pe pielea lui Iov. Și ispitei i s-a permis să-L ia pe Domnul Iisus Hristos să-I arate toate bogățiile și toate posesiunile și toate plăcerile pământului, să-i le dea în schimbul unei închinări. Activitatea lui Iosif intrase în casă ca să-și facă lucrul. Și apoi, naivitatea lui Iosif. Scump, frați păstori, aș vrea să vă spun că unul dintre cele mai mari pericole care ne pasc pe noi ca slujitori, naivitatea. Mulți dintre dumneavoastră sunteți slujitori de când erați tineri și copii. Vorbeam de fratele Iosif, care la 17 ani m-a chemat să fac evanghelizare la Galați. Fratele Sile, când aveam 6 ani, m-a suit pe scaun să predic în biserica din Popanani. Nu mai știu ce, dar ceva. N-ați avut contact cu oameni stricați, ați fost protejați de părinții dumneavoastră. Unii v-ați întors la Dumnezeu din tinerețe, dacă n-ați crescut în familii de credincioși. Ați fost iubiți, ați fost protejați. Ați avut părinți stricți, ați crescut în biserici unde slujitorii dumneavoastră v-au îngustat căile și s-au purtat cu exigență, cu intransigență cu dumneavoastră, v-au ținut între niște limite foarte înguste și v-au protejat de ispitele lumii. Și uneori suntem foarte, foarte naivi. Un asemenea om este Iosif. Ascultați, l-a apucat de mână, dar era în pat. Omul nu s-a gândit că ispita este așa de obraznică. Să știi că ispita este mai obraznică și decât că vine lângă biroul tău atunci când îți pregătești mesajul de duminică. Ispita e mai obraznică decât că vine la amvon și îți șoptește ceva la ureche. La un moment dat există pericolul ca ispita, dacă treci prea aproape pe lângă ea, să te apuce de mână. L-a apucat de haină. S-a apropiat prea mult. Acolo avea treabă. Păi am spus nu, dar să înțeleagă de vorbă bună. Ispita nu înțelege de vorbă bună. Ispita este agresivă. Ispita este, ca să folosesc un cuvânt mai plastic, ispita nu are bun simț. De aceea spune Biblia, fugi de poftele tinereții. Nu trece prea aproape de ispita. Nu fi naiv. Vorbim despre integritatea morală, haideți să vorbim puțin și despre Potifar, arbitrul ispitei. Totdeauna va fi un arbitru care evaluează felul cum s-a terminat episodul. Noi știm că cel mai înalt și cel din urmă arbitru este Dumnezeu. El ne face evaluarea corectă a biruinței noastre sau a înfrângerii noastre. El este cel care gradează perfect și evaluează perfect coeficientul acesta al biruinței. Potifar, în cazul acesta, este arbitrul ispitei, este omul de încredere al lui Faraon, este cel mai de încredere om al lui Faraon. Care sunt cei mai de încredere oameni din Egipt? Pitarul, care îi face de mâncare, paharnicul, care îi gustă vinul înainte să-l bea, și Potifar. Pitarul, paharnicul și Potifar. Unde-i pitarul și unde-i paharnicul? În pușcărie, l-au dezamăgit pe faraon. Unul cumva cu chiu cuva e reabilitat, celălalt ajunge
hrană păsărilor. Potifar este omul de încredere, este căpetenia străjerilor, este omul care îl păzește pe faraon atunci când doarme pe pat cu gâtul la vedere. Ăsta e un om de mare încredere. Acum, Potifar este un arbitru uman, este un arbitru părtinitor, este un arbitru limitat. Și el are mari probleme să distingă între vinovat sau victimă. Nu e așa că de multe ori este foarte greu să știi care e vinovatul și care e victima. Haina și strigătul, haina și strigătul, haina și strigătul. Dragii mei, în mod normal, Potifar trebuia să-și pună cel puțin o întrebare. Prima întrebare, mă gândesc că ar fi fost, ce căuta nevastă să am pat miezul zilei? A doua întrebare ar fi putut să fie, cine comite un lucru de genul ăsta și își lasă evidențele, își lasă haina acolo? Fără ca cineva să-i apuce să-i o tragă de pe el. Are o mare problemă să identifice vinovatul sau victima. Știți de ce? Pentru că sunt situații în care Iosif cu un alt nume și într-o altă situație este vinovat. Și exact cu asta se apără. Păi îmi lăsam eu haina acolo dacă aveam intenții rele? Și vinovatul pozează în victimă. Tot așa de bine haina și strigătul pot să facă dintr-o victimă un vinovat. De-aia trebuie să fim foarte atenți. Pentru că uneori victima e vinovat și alteori vinovatul este victimă. Potifar nu este în stare, n-are capacitatea de discernământ. Apoi, statutul și stereotipul. Ce este Iosif? Este rob și stereotipul care e evreu. Deja Iosif a venit cu o grămadă de tinichele atârnate după el. De ce? Frații lui l-au vândut. Ce au spus când au ajuns în Egipt? Au spus, ăsta, știi de unde l-avem pe ăsta? L-am luat pe bani de nimic de la frații lui care, numai ca să nu-l omoare, ni l-au vândut nouă. Așa se vrei, că erau câteva zeci, erau câțiva. Când au venit în Egipt, era o familie mai mică decât unele dintre familiile dumneavoastră. Dar deja au reușit să-și creeze un stereotip, ăștia se vând unul pe altul, sunt oameni de nimic. Statutul și stereotipul nu l-a ajutat. De aceea, frați și surori, între noi, și mai ales frați slujitori, cumva trebuie să învingem aceste stereotipuri. Stereotipuri bazate pe regiune, stereotipuri bazate pe știu eu ce. Stereotipurile acestea nu ne ajută. Și în fine, instinctul intimității. S-a mâniat foarte tare. Nu știm de ce s-a mâniat Potifar. Acum, pe undeva, eu cam aș zice că Potifar ar fi trebuit să cam știe ce poamă are în casă. Însă a încercat să păstreze aparențele. Să știți că în acest arbitraj, uneori, acoperim vinovatul, pentru că asta ne ajută să păstrăm aparențele. Însă să știți că vine arbitrul Dumnezeu, pe care nu-l interesează nici imagine, nici aparențe, pe el îl interesează adevărul. Cam Potifar ar fi trebuit să știe ce are. I-a fost mai convenabil să se mânie foarte tare pe Iosif, pe nevastă sa, pe el, pe situație, pe temirce. Și-a judecat greșit. În spatele integrității morale, în spatele integrității profesionale stă integritatea morală. În spatele integrității morale stă integritatea spirituală. Că de aici pleacă toate lucrurile. Aici începe integritatea. Eu am luat-o din afară de unde se vede, însă am ajuns la punctul de origine al integrității. Și aici
Avem trei aspecte. Rațiunea integrității. Cum gândește integritatea? Haideți să ne uităm puțin la Iosif, să vedem cum gândește Iosif. Pentru că și-a păstrat puritatea în niște condiții absolut imposibile. 99% din tineri poate ar fi căzut într-o asemenea situație. N-avea niciun suport, nicio proaptă, n-avea nimic lângă el care să-l susțină. Era tânăr, era neexperimentat, era naiv, se putea răzbuna pe viață, se putea răzbuna pe taicăsul că n-a avut mai multă grijă de el, pe frații lui că l-au vândut. Știu eu, sau poate gândea, măi, rău așa, rău așa, un calcul al probabilităților, dacă nu ascult de femeia asta, cine știe ce-mi face, mă pun rău cu ea, cum să le întorc? Și n-avea vârsta când să judece foarte adânc lucrurile. Ascultați cum gândește Iosif și cum trebuie să gândească un slujitor al lui Dumnezeu care își păstrează integritatea. Respect stăpânul meu. Nu poți să fii integru dacă nu respecti. Și acum că respectăm oamenii, că dacă un agent, o ispită, nu se respectă pe ea însă și nevasta lui Potifar nu și-a respectat trupul, dar el a respectat Iosif. Că dacă altul nu te respectă, te respecti tu pe tine însuși, că ea n-a dat doi bani pe el atunci când ți-a făcut această invitație. Te respecti tu, dar mai presus de toate, îl respecti pe Dumnezeu. Îl onorez pe Dumnezeu, respect. În al doilea rând, recunoștință. A căpătat trecere în fața stăpânului său. Cum putea să-i facă rău unui om care i-a făcut bine? E adevărat că a fost interesat, dar el o ducea bine în casa stăpânului său și a fost recunoscător. Iarăși, trecem peste toate nivelurile acestea de recunoștință și ne ducem la Dumnezeu. Dumnezeu ne dă viață, Dumnezeu ne binecuvintează, Dumnezeu ne-a dat slujbele pe care le avem. Ca să ne bate în joc de Dumnezeu, ca să nu-i fim recunoscători, cea mai mare dovadă de nerecunoștință față de Dumnezeu este să compromitem încrederea lui Dumnezeu pe care ne-a dat-o atunci când a asociat acea încredere cu slujba pe care ne-a încredințat-o. Să-L dezamăgim pe Dumnezeu care ne-a făcut așa de mult bine. Apoi, responsabilitate. Mi-a dat pe mână tot ce are. Un om responsabil. Un om responsabil nu-și pierde integritatea. El are niște lucruri de înfăptuit, el are niște lucruri de făcut, stăpânul lui i-a dat niște responsabilități și el este preocupat cu acele responsabilități ca să-și permită aventuri. El nu are timp de alte lucruri, el e concentrat pe responsabilitățile pe care le are. Neprihănirea sau integritatea gândește în felul următor. Astea sunt preocupările mele, alea nu fac parte din registrul meu de preocupări, de priorități, de lucru. Reputație, nu-mi cere socoteală de nimic. Și-a clădit o reputație la nivelul la care stăpânul nici nu-i mai cerea socoteală. Dragii mei, fiecare dintre noi ne creăm o reputație în timp. De aceea trebuie să avem foarte mare grijă vorbele pe care le rostim. Uneori, anumite părți ale predicilor noastre mai picante, care nu sună a oameni duhovnicești, anumite expresii puțin mai alunecoase. Dacă îmi permiteți, vreau să fac o mică paranteză. Noi gândim în clișee și în concepte. În clișee și în concepte. Clișeul este o imagine. Conceptul este o definiție, o noțiune. Și în momentul în care eu zic Batistă, fiecare vede aievea în fața ochilor Batista pe care și-a pus-o în buzunar în dimineața aia. Apare o imagine pe care o scoatem din registrul memoriei noastre, din depozitul de imagini. Sunt cuvinte consacrate biblic, pe care le-am rostit și le-am auzit așa de des, încât ele nu mai generează clișee, ci generează concepte. Când vorbim de curvie, de prea curvie, de desfrânare, de destrăbălare, acestea sunt cuvinte care scot din registrul memoriei noastre concepte. Și sfințenia se bazează pe concepte, atenție. Pentru că sfințenia în sine este un concept. Tu când te gândești la sfințenie, nu mă vezi pe mine. Bine, poate că aș vrea să mă vezi pe mine, dar nu mă vezi pe mine, că nu sunt eu modelul de sfințenie după care tu trebuie să te ghidezi. Ce vezi? Pe Hristos nu avem nicio imagine cu El. Ce înțelegem un concept, ce înseamnă să fii sfânt? Cu toată paleta de nuanțe și de principii care însoțesc
noțiunea de sfințenie. Dar când ai pronunțat un cuvânt vulgar, chiar dacă vorbești împotriva acelui păcat, pentru că ai rostit un cuvânt picant pe care îl folosește televiziunea, pe care îl folosesc oamenii de nimic, exact la granița între vorbire porcoasă și vorbire duhovnicească, unde a zis-o pe șleau. Să terminăm odată cu zisul pe șleau, fraților. Că știți ce face zisul pe șleau? În timp ce noi vorbim împotriva acelui păcat, memoria lor scoate din depozitul de clișee o imagine scârboasă și noi, vorbindu-i împotriva păcatului, am generat întinarea sufletului lui, uitându-se la noi și ascultând Evanghelia. Mare grijă la cuvintele pe care le folosim. Și cuvintele astea vor genera în timp o reputație. Ăsta este un om ușuratic. Plus de asta, apar tot felul de mode din astea pe care le împrumutăm din lume, de gesticulații, de grandomanie, care, știți ce, în timp, știți ce creează? Imagine de ușurătate. Cazi apare o modă, mâine apare altă modă, poi mâine altă modă și există niște avangardiști care întotdeauna încearcă să fie relevanți. Și drumul relevanței este un drum al ușurătății. Știți ce este avangardismul? Este să încerci pe pielea ta ceea ce nu s-a demonstrat încă dacă e bun sau rău. Slujitorii Domnului trebuie să fie niște oameni prudenți, pentru care nu tot ce zboară se mănâncă. Nu dacă unul începe să facă piruete la amon, să înceapă să facă și el o piruietă, că tinerii o să aplaude dacă... Cum am văzut odată unul la noi, la o convenție de tineri s-a dus și și-a scos în fața tinerilor cămașa din pantaloni. Și a zis, zice, știu că vă place să purtați, uite, și eu îmi scot, eu păstor îmi scot cămașa din pantaloni. S-au uitat tinerii la el, credeți că a mai predicat la vreo convenție de tinere? Tinerii nu l-au mai vrut, nu l-au mai pus. Corâs de el. Că noi când încercăm să facem cu fac american, suntem niște Pinocchio cu închieturi de lemn și ne facem de râs. Și dacă tinerii vor să vadă unii de ăștia, se duc la american, că ei așa s-au născut, cu închieturi de cauciuc. Noi ne ducem, încercăm să imităm pe dumnealor așa și ne facem de râs. Și te zic, băi, și ăsta cu brațe de lemn, cu picioare de lemn, încearcă și el. Fiind foarte atenți, au apărut într-un timp predicatori care spuneau, eu calc pe satana, călcau pe satana ca pe coajă de banană. Și mulți și-au rupt gâtul călcând pe satana. Fim atenți cu expresii de astea care par foarte interesante. Expresia la ordinea zilei. Poruncesc, rostesc, proclam. Bine, nicio problemă, dar zi-o că e Duhul lui Dumnezeu care te călăuzește, nu că așa zice predicatorul ăla. În anii 70 o sumedenie de predicatori din America au început să împrumute expresia lui Billy Graham. The Bible says, Biblia zice, și dă-i cu Biblia zice încoace și încolo, n-au umplut niciunul din ei niciun stadion. De ce? Pentru că trebuie să existe o greutate în spate. Ne creăm o reputație, haideți să ne creăm reputația de oameni serioși, de oameni cu greutate, de oameni atenți. Apoi, restricție. Nu mi-a oprit nimic afară de tine, nevasta lui. Trăim într-o vreme în care urâm restricțiile. În grădina Edenului a fost o singură restricție și s-au grăbit să o calci. E trivial, e dezamăgitor că vine restricția, și în versetele următoare omul o calcă. Măi, să fi fost un capitol, să fi avut timp Scriptura să ne vorbească de izvoarele cristaline din grădina Edenului, de pomi, de gustul, așa să ne trezească un pic imaginația. Da, de unde? Să nu mănânci din pomul ăla și următorul lucru, a mâncat din pomul ăla. N-au avut timp de să se bucure. Nu știm cât timp a trecut, dar Biblia zice că una, două au călcat porunca. În bisericile noastre, mai ales cu generația tânără, una din marile noastre probleme este că urăsc restricție. La noi au unde merge, se duc la americani. Și când dau de americani, lucrurile se îngustează și mai tare din anumite puncte de vedere. Adică se pot îmbrăca mai relaxat, poate să meargă în pantalon scurs la biserică, apar cercei, lănțișoarele, dau-i vina pe limba engleză, dar nu-i chiar limba engleză, astea sunt treburile. Și după ce se duc, îi întreb după o vreme, hei mă, cum e la american? Ești membru, gata acolo? Păi nu, că am intrat într-un curs de inițiere de 6 luni.
Noi l-am rugat membru numai că s-a botezat, s-a îmbrăcat în alb într-o duminică și că i-a zis taică-su și maică-sa că sunt membri în biserică. Atât, și gata, l-am făcut membru. Uite, mă, 6 luni. Și după 6 luni, după 6 luni intrăm într-o perioadă de 2 ani, 3 ani de slujire. Și după aia să vadă dacă, cum și ce. Că la ei nu votează oricine, numai așa că se duce acolo și zice, mie nu-mi place de ăsta, ia să șteargă. Și am zis, băi, dar se pare că și acolo sunt restricții, dar nu, știți cum e, la români e dictatură, la americani este, băi, ce bine sunt organizați. Dragii mei, restricțiile sunt bune. Pavel a fost un campion al legalismului, nu al liberalismului. Toate epistolele lui Pavel sunt pline de do's and don'ts. Să faci, să faci, să faci, să nu faci, să nu faci, să nu faci. Confuzia este că noi amestecăm legea rituală împotriva căruia a vorbit Pavel, tăierea împrejur, sabatul, zilele noi de sărbătoare și alte lucruri. Pavel niciodată n-a spus îmbrăcați-vă cum vreți, faceți ce vreți. Nu, 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 nu. Dar noi le amestecăm în mod intenționat ca să facem din Pavel un campion al liberalismului. El este un campion al legalismului, pentru că Domnul Isus a fost un campion al legalismului. Ce a făcut cu legea morală? Legea rituală a împlinit-o, de aia nu mai e nevoie de ea. Legea morală a năsprit-o. Ați auzit că în lege s-a zis, dar eu vă spun, și a făcut-o aspră de mergi într-un picior pe ea. Și pe urmă, legea caritabilă a făcut-o atât de mandatorie încât nu aștept să vină săracul la tine, te duci tu după el, pentru că Biblia spune: cui ați făcut un bine, mie mi l-ați făcut. Să nu confundăm aceste dimensiuni ale legii ca să începem să vorbim împotriva legalistului. Mi-ai zis să-mi iau o fustă mai lungă? Legalistule. Mi-ai zis să nu-mi pun cercei și lănțuri? Legalistule. Mi-ai zis legalistule. Nu, 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 să nu ne ferim de eticheta asta de legalist, pentru că liberalismul este cel care se îmbracă în haina infamiei, nu oamenii care încearcă să trăiască după cuvântul curat al Scripturilor și să promoveze decența. Cred că trebuie să mă opresc repede de tot. Repulsie. Vedeți? În momentul în care un om cultivă această integritate și dorință de neprihănire, orice gând rău, orice faptă rea îi produce o repulsie, o scârbă. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare? Nici nu concepe. Când închide ochii și zice, oribil, urât, îi creează o stare de inconfort, de scârbă, repulsie. Mai mult. Și asta este încununarea neprihănirii lui Iosif, reverență, să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. E o diferență între respect și reverență. Reverența este adresată doar lui Dumnezeu, este superioară respectului pe care îl dăm trupului nostru, aproape lui nostru, rânduielii bisericii noastre. Reverență, adică până la urmă, orice faptă rea și orice păcat lovește în onoarea lui Dumnezeu. Dragii mei, oameni care au păcătuit, care au călcat cuvântul lui Dumnezeu în picioare, prima dată au dezonorat numele lui Dumnezeu, au făcut calea lui Dumnezeu să fie vorbită de rău și au aruncat suflete cu duiumul în abisul nelegiuirii și al pierzării. Avem asemenea cazuri și știm ce înseamnă, pentru că sunt oameni manipulați să intre în sfera de gravitație acestor oameni. Când cad ei, nu cad singuri. Și acum, haideți să vedem reacția integrității. Refuz, n-a voit. Integritatea refuză tot ceea ce este rău, pe șleau. Nu spune, hai că mai vorbim și mâine, hai, n-a voit. I-a spus, nu. Să știi că atunci când nu spui nu ferm propunerilor păcătoase, ai și păcătuit. Ai devenit mai vulnerabil. Armătura ta este mai deschisă în calea păcatului. Refuz clar și imediat. Apoi, respingere. I-a lăsat haina în mână. Ținea tare de haină. Ispita, să știți, că are o putere demonică atunci când te apucă de haină. De aia nu trebuie să te apropii de ea. N-a mai avut altă șansă decât repede să fugă afară din casă să scape. Respingere și apoi resemnare. Aici este un capitol foarte special. Știți ce se întâmplă? După ce s-a încheiat acest capitol al ispitei, și aici vorbesc la două categorii de oameni, în care au biruit ispita și care au căzut în ispită.
trebuie să urmeze resemnarea. Resemnarea are și ea rolul ei pozitiv. Știți ce zice acolo? Iosif a stat acolo în temniță, așa s-a terminat pasajul. Dacă ești vinovat și ai căzut în ispită, du-te și stai liniștit în temniță, nu face scandal. Și nu încerca să te justifici, nu încerca să manipulezi lucrurile, nu încerca să tragi sforile, nu încerca să învârți argumentele. Ești vinovat, du-te în temniță. Dar și dacă nu ești vinovat și aparențele stau împotriva ta, până vei fi dovedit nevinovat, du-te liniștit în temniță. Pentru că dacă faci lucrul ăsta, știi ce faci? Ai curățit toată platforma, tot ringul și Dumnezeu nu intră cu tine în ring să stea în spatele tău, El nu e antrenorul tău, El intră în ring să lupte pentru tine. Și pentru asta trebuie să ieși tu afară, pe targă, cum ești? Ești frate. Respectă și adevărul și chiar aparențele. Apoi, haideți să vedem rezultatul integrității. Când tu îți păstrezi integritatea, ce se întâmplă până la urmă? Păstrarea vieții. A rămas în viață. Putea să fie executat a doua zi, însă Dumnezeu i-a dat viață. Acum, să știți că uneori, și când frații vor extrapola și vor merge pe linia aceasta și a complicațiilor sociale în care trăim, uneori nu viața asta ne va fi salvată. Când nu ne vom compromite cu lumea, când nu vom face pe placul lumii, când vom asculta mai degrabă de Dumnezeu. Nu viața asta trebuie să o păstrăm cu tot prețul. Pavel spune, eu nu țin numai decât la viața aceasta, dar să știți un lucru, integritatea garantează viața veșnică, pe aia să nu o pierdem. Păstrarea vieții, apoi păstrarea binecuvântării. Știți ce a făcut binecuvântarea? Pentru că Iosif nu și-a compromis integritatea, cu mintea defilat în spatele lui Iosif și s-a dus drept în pușcărie cu el. Ce credeți că s-a întâmplat în închisoare? Cât a stat în casa lui Potifar, binecuvântarea a lucrat în jurul lui Iosif, în baza caracterului ei, și a binecuvântat casa lui Potifar. Când a ajuns în închisoare, tot închisoarea a fost binecuvântată și temnicerul de prezența lui Iosif acolo. Binecuvântarea s-a dus după el. Când integritatea rămâne cu noi, binecuvântarea rămâne cu noi. Și apoi și-a păstrat revelația. Interesant, în casa tatălui său a avut niște revelații profunde. A ajuns în casa lui Potifar, acolo n-a mai avut revelații, numai și-a păstrat integritatea. I-a fost testată integritatea. Când ajunge în pușcărie, pentru că și-a păstrat integritatea, pentru că și-a păstrat binecuvântarea, i s-a păstrat și revelația. A început din nou Dumnezeu să-i vorbească. El este un profil mesianic, fiul preiubit al tatălui. Ispitit, dar fără păcat, respins și vândut de ai săi, binecuvântat ca să binecuvânteze, acuzat pe nedrept, din casa tatălui în Egipt, în închisoare, Domnul în închisoarea morții, și din nou în cinste, salvatorul neamului său. Și doar enumăr câteva aplicații practice, păstrează-ți integritatea cu orice preț. Prețul căderii în ispită este prea mare. Cunoașteți și protejează-ți vulnerabilitățile. Interesant, la armătura lui Dumnezeu ni se dă și platoșa mântuirii care acoperă exact acele închieturi ale armăturii de dedesubt. Fii credincios indiferent de circumstanțe. Un mare test al integrității trebuie să fie întrebarea, ești acuzat pe nedrept? Sau ești acuzat pe drept? Că Biblia zice, dacă suferiți, să suferiți pentru că ați făcut ce este drept, nu că ați făcut ce este rău. Așteaptă răbdător, adevărul rămâne la urmă în picioare. Pentru cei ce și-au pierdut integritatea, poate în secret este și un asemenea suflet astăzi, fă diferența între mântuire și slujire. Uneori, ca să rămâi în mântuire, trebuie să renunți la slujire. Unii au impresia că se pot pocăi de la amvon. Renunță la slujire de dragul mântuirii. Nu aștepta demascare. Pentru că e foarte dureros. Nu te înșela că te poți pocăi din mers. Nu îndrăzni să te împotrivești adevărului. Pentru că adevărul ori te curățește, ori te nimicește. Mă rog din toată inima ca Domnul să ne ajute să ne păstrăm integritatea, puritatea, pentru că nu există un capital mai mare al unui slujitor
decât să fie vrednic de cinste, vrednic de încrederea lui Dumnezeu și a semenilor. Amin.